în viață pace, în corp sănătate, în inimă iubire, la anul și la mulți ani. Pentru că mi-ați onorat astăzi cu prezența noastră. Vreau să vă doresc anul acesta care a venit să vă aducă numai bucurii, să fie plin de sănătate, să aveți multă baftă și multă credință pe viitor. Botar, a todos, quiero dar as bem-vindas aos nossos representantes portugueses da Junta de Freguesia, doutora Fernanda, Maria Fernanda Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana. Em princípio está aqui toda a equipa do Conselho Executivo da Junta de Freguesia. Isto é um bom sinal. Parece que vai ser uma boa colaboração com a nossa junta, que nós estamos aqui neste local e agradecemos mesmo pela vossa presença. Veremos ao saludem que Dom Ambassador à República de Moldova em Portugal, Dom Valério Tuituria. Mulțumim! De asemenea, avem aici prezent domnul consul, domnul Oleg Traianu. Deci, ne rămâne să vă doresc o sărbătoare plăcută în continuare și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Un an bun și sărbătoare plăcută! Bună ziua tuturor! Desigur, bisceră mă prinde emoțiile, dar când m-am pornit, mă gândeam că voi reuși să mă ascund pe brad. Cam prea în față. Vreau să vă urez sărbătoarea nașului Domnului să fie trăită de fiecare dintre voi. Multă bucurie și lumină. Într-adevăr, Domnul ne-a arătat nouă lumina. Și aceasta este bine cântat de biserică, chiar într-o formă aceste sărbători, care zice nașterea ta, Hristoase Dumnezeule, răsărit al lumii lumina conștiinței. Această lumină a răsărit și poporului nostru, care de mii de ani este popor creștin și care a primit această lumină a Evangheliei Mântuitorului și l-a pus-o sub obloc. Cum zice Evanghelia, n-a ascuns-o, ci a știut să o reflecte în cântările sale, în rugăciunile sale și în tot folclorul, dar mai ales în aceste coline, care sper că astăzi le vom auzi și ne vor împrospăta în noi acele clipe de bucurie pe care le trăiem cu toți acasă, în Moldova, când eram în perioada acestei sărbători. Mă bucur mult să vă văd pe toți adunați, atât pe cei care stau în sală, cât mai ales mă bucur și mulțumesc celor care gălește aici pe scenă, pentru că, cum am zis, să ne readucă nouă aminte, ca să știm și de acum înainte a păstra aceste valori și acest frumos al poporului nostru. Și vreau și din partea mea să mulțumesc domnului ambasador, domnului consul, autorităților locale, că a venit împreună cu noi să sărbătorim nașterea Domnului. Doamne ajută tuturor și cum este scris aici, un Crăciun fericit!
ce să strigăm. Moșcăle ciupi așteptăm. Poate el este un prieten al de aproape. Ne-am auzit și m-am întrebat și la sărbarea noastră. Deci toți la intimare strigăm. Moșcăle ciupi! Cred că fiecare dintre noi
a analizat la sfârșitul anului la Punții Bibliani, cum a fost 2013, a fost un an cu realizări, cu nereușite, cu bucurii, cu tristețe, un an de viață normală, dar eu cred că pentru Republica Moldova acest an a fost un an foarte bun, care se va reține și dacă lucrurile merg tot așa mai departe, în anul curent, părinții dumneavoastră, rudele, frații, surorile care au rămas acasă, vor avea posibilitatea să vină să vă viziteze fără nicio oprelește, fără vize și alte bariere. Eu vreau să vă zic că lucruri pe care îl admir la comunitatea moldovenească din Portugalia și la dumneavoastră, în primul rând, că suntem aici, deci este faptul că dumneavoastră nu sunteți indiferenți față de cei ce se întâmplă acasă, cu alte cuvinte, vă pasă de tot și ați făcut de mai multe ori dovada acestui lucru. Îmi aduc aminte de un eveniment foarte important atunci când a apărut ideea ca asociațiile culturale ale moldovenilor din Portugalia să adreseze un demers ministrului portughez de externe cu rugăminte ca să sprijine integrarea Republicii Moldova. Era chiar o perioadă de entuziasm și lucrul ăsta s-a făcut foarte ușor, foarte la inițiativa dumneavoastră, apropo, foarte firesc. Și cu această ocazie doresc să vă transmit mulțumirile de acasă ale ministrului de externe, lucrul ăsta a fost apreciat. S-au făcut lucruri mai mari, lucruri mai mici. Probabil că nici nu trebuie ca să așteptăm să facem lucruri foarte mari întotdeauna, pentru că ele se întâmplă mai răruți. Mă gândeam să vă scriu chiar o scrisoare săptămâna trecută, dar pe de altă parte bine că v-am scris și am posibilitatea să vă spun acum. Vreau să vă zic că ne-a plăcut foarte, foarte mult cum ce ținut ați avut dumneavoastră la concertul lui Nicolae Bocros. Deci când a început concertul, cei care au fost, dar cei care n-au fost, vă spun eu acum, aici în partea dreaptă, în sală de la Palmela, au ieșit imediat un grup de dansatori, s-au prins în cor, în sârbă și parcă i-am văzut la figurat cum au luat neciurile și au apropiat așa în podea și ați fost admirabil, foarte frumos, mai mult decât atât, când Nicolae Bocros era la Madrid, l-am sunat, ne-am mulțumit foarte mult pentru primire și pentru publicul absolut de excepție și m-a întrebat, dar cine erau oamenii aceia care dansau în sală? Și eu i-am spus cu mândrie, zic, asta era grupul de dansatori de la Centrul Cultural Moldav. A spus complimente, cuvinte de apreciere deosebite și zic, maestre, mă bucur foarte mult că și dumneavoastră gândiți la fel, așa cum și eu de multe ori am repetat-o și ziceam și cum ziceam, că moldovenii din Portugalia sunt moldoveni din 80. Dumneavoastră sunteți cea mai veche asociație culturală, sunteți mulți. Aveți un potențial foarte puternic și eu vă doresc din tot sufletul ca în 2014 Centrul Cultural Moldav să devină centru de atracție pentru toate asociațiile culturale din Moldova. Aveți cu ce, aveți cum, rămâne numai ca să vă doriți. În plan personal, vă doresc tuturor ca să aveți un an cât mai bun, cât mai norocos, cu sănătate, să vă trăiască copiii, acești copii minunați, pe care i-am admirat întotdeauna, aveți, repet, să aveți de lucru neapărat și să vă bucurați de roadele muncii dumneavoastră și nu în ultimul rând să vă fiți sănătoși cei de acasă și să aibă noroc. Aseară am fost la Asociația Setúbal, la fel la sărbătoare și în spate auzeam că vorbeau două femei și una se vede că avea o durere sărmană. Spuneți, eu mă nărui de plâns și mă gândesc că atunci când am să mă duc acasă, n-am să mai găsesc pe nimeni dintre ei mei.
Vă doresc încă o dată, repet, vă doresc de tot sufletul ca pe toți cei care i-ați lăsat acasă, să comunicați cu ei, să-i puteți ajuta și să fii sănătoși și să vă bucurați împreună de viață. Mulțumesc și la mulți ani! Invit acum pe Părintele Petru să ne povestească câte ceva despre sărbătoarele Crăciun și în deosebit despre Moș Crăciun. Bună ziua tuturor! Salut atât oficialitățile, cât și pe toți cei care s-au adunat ca să privească concertul frumos organizat de Centrul Cultural împreună cu Parohia din Cașcaș. Dacă tot mi s-a oferit cuvântul și așa ne-am gândit că ar fi bine să dăm o scurtă explicație, poate un pic mai religioasă, să spunem așa, noțiunii și personajului Moșului Crăciun, o să încerc în câteva cuvinte să spun acest lucru, pentru că desigur se creează careva confuzii și am rămas profund mâhnit când chiar în televiziuni, în presă, auzeam diferite năzbâtii despre Moș Crăciun, ca și cum ar fi însuși Hristos sau Dumnezeu sau mai știu ce altceva. Și ca să dăm, să spunem așa, o notă de adevăr în toată istorioara asta, am să spun câteva idei. După cum bine știți, în anumite țări și în anumite culturi și limbi, Moș Crăciun este numit Santa Claus, în special la anglosaxoni. Și acest Santa Claus, de fapt, este Sfântul Nicolae, nu are nimic cu sărbătoarea nașterii Domnului. De ce anume personificarea aceasta a Sfântului Nicolae? Pentru că în tradiția bisericii noastre, Sfântul Nicolae a fost perceput ca un ierarh, ca un sfânt foarte darnic, milostiv, care a ajutat multă lume, atât în timpul vieții, cât și după aceea, ca urmare a rugăciunilor adresate lui. Și iată că unele popoare văd în Moș Crăciun anume pe Sfântul Nicolae. Popoarele mai de sud îl numesc pe acest moș deja Crăciun, Natal, adică deja ceva legat cu nașterea Domnului. Și aici, în aer, plutesc diferite tradiții, diferite legende, care, în mare parte, nu prea pot fi acceptate de biserică, pentru că nu reflectă adevărul, precum că familia Sfântă n-ar fi avut unde să găzduiască și a fost primit de un moșuleț numit Crăciun sau Crațu. Nu avem nicio mărturie istorică că ar fi fost așa. De asemenea, bântuie alte legende la popoarele nordice, precum că ar fi un bătrân de pe Laplandia care își pune arenii în funcțiune și-o duc cu sania pe la diferite case ca să împarte darul copiilor. Sunt multe legende pe care o alegem noi. E greu de spus și brazii se răstoarnă când ne confruntăm cu aceste legende. Eu aș spune însă următoarele. Cred că în memoria copiilor Moș Crăciun trebuie să rămână și mai departe. Dar el nu trebuie confundat cu Dumnezeu, nici cu Hristos și poate nici măcar cu Sfântul Nicolae. Am putea să spunem că este un personaj simbolic care exprimă dărnicia lui Dumnezeu față de noi. Noi știm că Hristos născându-se și venind în lume a venit ca un dar al Tatălui. Tatăl Ceresc ne l-a oferit pe Fiul Său un dar ca pe noi să ne mântuiască. Și iată că Moșul Crăciun, el exprimă această dărnicie a lui Dumnezeu care continuă și mai departe. Până la urmă, toate cadourile pe care le dăm noi, le oferim la sărbători, nu sunt altceva decât o imitare a dărniciei lui Dumnezeu. Și eu cred că acest lucru din când în când trebuie reamintit ca copiii, atunci când vor ajunge la o anumită vârstă și nu vor mai crede în Moș Crăciun, oricum pot să spun lucrul ăsta că ei nu l-au avut. Sunt concentrat la alte lucruri, dar oricum vor ajunge la această vârstă, când nu vor mai crede în asta, ei să știe că Dumnezeu este darnic
Și la o anumită vârstă, aceste daruri ale lui Dumnezeu se împart printr-un personaj legendar, după aceea se dau de către părinți, mai târziu ei ajung părinți și dau darul copiilor. Oricum, dărnicia asta este imitație a dărniciei nespuse și nemărginite a lui Dumnezeu față de noi. Să dea bunul Dumnezeu ca fiecare să înțeleagă acest lucru, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile nespuse care le revarsă asupra noastră, atât ca popor, cât și ca fiecare persoană în parte. Iar vouă tuturor vă doresc o sărbare frumoasă, plină de bucurii, o bucurie care să izvorască din inimă și să fie transmisă și mai departe celor care poate fie sunt la pat, fie cărucior, fie având alte probleme, n-au reușit să vină aici. Dornicia anume trebuie să fie exprimată față de aceste persoane, pentru că noi avem tendința permanent să dăm tot la ai noștri, dar sunt unii care de ani de zile nu l-au mai văzut nici pe Moș Crăciun și nici darurile lui nu le-a primit. Să nu uităm nici de ei și în măsura posibilităților să ne facem parte și cu cei care ar avea nevoie și ei de o bucurie, de o atenție în aceste sfinte zile de sărbătoare. Tuturor o seară frumoasă și plină de bucurie. Doamne ajută!
Аго, аго, копii și frați, stați puțin și rămânați, lângă noi vă alăturați și cuvântul mi-a ascultați. S-a sculat Maian, Mădica Trean și-a călicat un cal învățat, cu numele grau, cu șaua de aur, cu frâul de mătase, cătrița neroasă. Lescări s-a ridicat, peste câmpul s-a urtat, țara a gândit curat, de arat și sămânat. Și curând s-a apucat, câmpul nete de arat, mângii și grumeziști, s-a apucat într-o joie, cu un burcul despre ce ori. Voi vorrei, doar la te mai mânați, băi! Toată ziua a urtat, brază neagră răsuna și pe brază sămânat, prin părunci și grădăvară, până seara se răsară și pe lucru s-a sfârșit. Iată noi s-a stănit, pământ mare spre pământ și pământ pe pământ. Mai mânați, băi! Hei! Băi! Peste zile numărate, trei ani minte încălicare, pământat în zrăvare, negru ca flor, bunte ca foc, de nu prinde locul, cu potcoare de argint, ce să spori și l-a fugit, ci s-a dus să vadă de a dat în mânturală, și de scriu a răstrit, ce de spicul a urit. Mai mânați, băi! Hei! Cum a dat norocul an, băul de mânt, grădu trăian, astfel să vede și la voi, să vă fie casa acasă, să vă fie masa masă, tot cu mesele întinse, tot cu fețele aprinse, cu casele îngrijite, cu bumoase desfăcuite. Mai mânați odată, băi! Dar aici noi ne oprim să vă toată. Vă doresc ca Măzrăciun să vă ducă tare în ochi. Azi e ziua de vășin, gânduri să fie ascultă. Pentru asta, părință, să simăm Dumnezeu la mai, să rusăm ne peste bani, să strigăm în față. No seio do nosso povo. Por isso, hoje eu agradeço à direção do Centro Cultural Moldavo, aqui representado, por nos terem convidado a estarmos nesta magnífica festa onde todos vós, com esta alegria, nos mostram a vossa cultura, a vossa forma de estar, as vossas tradições, que são realmente muito importantes para todos nós. Acreditem que a Junta de Freguesia e todo o meu executivo estarão sempre prontos a receber-vos, a acolher-vos e a tratar os vossos problemas sempre que é necessário. A todos, muito obrigada pela presença. Não vou alongar mais porque a festa é vossa
e acreditem, estou muito feliz por estar aqui, assim como todos nós. Muito obrigada. O poezie care părintele a scumpărat de mine se numește S-a născut Mesia. Din vremuri străvechi străbatele stea lună și inimă ne inundă bucuria, iar peste tot colindele răsună la Betlehem S-a născut Mesia. El a venit în lume să slujească, să moară locul tău și locul meu, și de păcate să ne izbărească, să ne împăcăm prin El cu Dumnezeu. Ce înseamnă pentru tine azi Crăciunul? E o zi ca alta scrisă în calendar, dar tu îți amintești de Dumnezeu prea bun, doar că se apropie a noului apotar. Cei ce au intrat în sărbătoarea sfântă, prin credință în El sunt mântuiți. În fiecare zi, cu drag, îi cântă, sunt bun la inimă, bun și smeriți. O, dacă știi ce sfântă sărbătoare, tu poți să o ai, dacă o primești acum. Ce bogății de har și îndurare, tu poți avea cu El pe-al vieții drum. Veniți și voi, cei fănânți la pâinea vieții, și voi cei însetați la sfânt izvor. Să fiți și voi, în zorii dimineții, răpiți la cer, cu sfântul său popor. Va cânta Colinda, sus boieri, nu mai dormiți! Am venit aici la voi.
destina la noi. Am venit aici la voi, am venit aici la voi, cum e destina la noi.
și anul următor. Și vouă, dragi prieteni de departe, vreau să vă zic mulți ani, mulți ani cu dor. Să fiți cinstiți, onești cu lumea, să vă iubiți ca frații între voi. Iar când veți întâlni un greu în viață, să știți, am să vă vin în ajutor. Contează nu doar banii și averea, ce nu ne fac mai bun, cum ar părea. Contează simplitatea, modestia, ce vreau ca să aveți în noul an. Gândiți-vă la cei ce stau și așteaptă o rază de lumină să le dați și bucurați-vă că noaptea asta, deci Domnul nostru vă va frăția. Vă să căldure și plândețe, vă să iubire și elan și veți simți atunci pe bune ce înseamnă de-a fi om cu adevărat. La mulți ani! Azi se răsună zaia, iar îngerii
facem cântarea de sună pentru voi. Azi este bine, Iisuse, spune-mi, vin i-ai venit, rămâi în viața noastră, rămâi până la sfârșit. Astăzi toți ne bucurăm, nașterea ta o servăm. O, Iisuse, plumpta sunt, ai venit pe acest pământ. A lăsat slavă mereață să ne dai nouă viață. Cerul tău ai părăsit pentru că tu mi-ai iubit. Te-ai născut în locul meu, într-un stau, sfânt copil. Dar acolo ai fost primit, loc în casă n-ai găsit. Astăzi noi ne bucurăm, cu îngeri îți cântăm, o Iisuse prea iubit, îți spunem, bine ai venit. Pe Dumnezeu vă rog, slavă Domnului de sus,
Pruncul preasfânt Iisus, Mesia, prin pruncul minunat, este al nostru împărat. S-a născut în Betlehem, laude în veci, lui în veci dăm, pe viniță ne bucurăm, pe Iisus să-L rugăm, pe Iisus să-L rugăm, pe să cântăm cu toți în cor, că s-a născut Mântuitor. Și lumina, are nou mereu ne aduce suflet. Și lumina.